Vă salut! Astăzi șlefuim o șapă și vreau să vă arăt în felul următor. Prima și prima dată Vidia, cât a putut să mănânce din ea. Ia uitați! Deci cum arată asta nouă, da? Și cum arată asta. Deja e coală de hârtie. De ce? Avem o suprafață aici, cred că 40 de metri pătrați. Una costă 60 de lei, o singură bucată. Și avem o șapă autonivelantă, pusă pe o șapă grosieră. Și grosiera a fost foarte strâmbă, după cum se vede. Ce se întâmplă cu freza? Pur și simplu, când are un denivelare, intră pur și simplu în ea, vedeți? Că s-a luat... Unde se vede, unde a luat din grosieră, da? Și autonivelanta încă mai, deci mai trebuie să mai șlefuim încă o dată. Acolo a fost șlefuit o dată ieri, astăzi o să mai șlefuim iarăși încă o dată. Așa avem peste tot. Deci atât de strâmbă a fost turnată. Uitați, foarte, foarte strâmbă. Vă dați seama că și autonivelanta a preluat grosiera. Deci două aspiratoare nu face față la... Bine, și pe autonivelanta e foarte moale. Este autonivelanta de Ipsos, care pur și simplu ne-a mâncat două zile din viață. Și mai avem parter, etaj.